Bună ziua, ce facem? Cum stăm? Bună ziua! Suntem mai puțin ca de obicei, ca în vremurile bune. Valentin, mă auzi? Da, vă aud dumneavoastră. Să mă auziți? Noi vă auzim, dar cred că dumneavoastră nu ne auziți. Ba da, acum da. Am bine atunci. Okay. Ziceam că suntem mai puțin decât în vremurile trecute, probabil că am ajuns la limita toleranței cu webinarurile. Da. Dar înregistrez, nu? Da, e deja pornit. Ok. Bine. Deci putem să începem? Da, da, cred că da. Haideți să vedem că teoretic e un subiect pe care l-am mai prezentat, dar nu înregistrat și nu în condițiile astea. Așa că, vedem, sper că am mai upgradat tot felul de lucruri. Bun, deci încerc să vă fac o sinteză despre decolarea retiniană, așa cum o înțeleg eu la ora actuală. Sper să vă spun cât mai multe lucruri din ce înțeleg eu și sper să fie utile. Eu văd niște linii pe... Cred că dumneavoastră le faceți. Aveți anotări după pornit? Nu știu, ce am pornit? Anotările. Le pot îndepărta, eu nu știu dacă... Da, da. Ok. Eu parcă... Ah, da, ok. Gata, asta. Bun. Dacă vorbim de decolare retiniană, sunt aceste câteva categorii de care trebuie să vorbim și despre care trebuie să înțelegem bine. Decolarea vitrosului posterior, degenerescențele retiniene periferice, rupturile retiniene și apoi decolarea retiniană regmatogenă. Și o să încerc să le luăm pe rând, deși ele la un moment dat sunt un pic împreună. Aceasta este o aproape o propoziție pe care o spun frecvent legată de decolarea vitrosului posterior. O spun multor pacienți. Exact așa, că la naștere vitrosul e ca un gel. Cu timpul acesta se lichefiază. Pe măsură ce se lichefiază, apar zone, lacune în vitros care devin din ce în ce mai mari, care se unesc și la un moment dat vitrosul se separă de retină. Mai devreme sau mai târziu la toți oamenii, spre 70 de ani la majoritatea oamenilor. Acest mecanism se produce mai devreme la miopie, după operație de cataractă, după traumatisme și după uveite. Și vedeți probabil că aceste categorii sunt cele la care decolarea retiniană apare mai frecvent. Deci, la miopie, după operație de cataractă, se pare că în circa un an de zile se produce decolarea vitrosului posterior, după traumatisme într-un timp variabil și după uveite. Și ca să înțelegem un pic anatomia, mă rog, probabil că o știți deja, dar vreau să subliniez câteva lucruri. Și anume, aceasta e zona care ne interesează cel mai mult, deci aici e vitrosul și aici se termină retina la ora serată. Aici este pars plana corpului ciliar și aici pars plicata și aici e figurat așa ca un dreptunghi baza vitrosului. Baza vitrosului e de jur împrejurul globului ocular, este anterior de ora serata și intră la nivelul corpului ciliar în pars plană. Aceasta e zona de abort chirurgical pentru vitrectomii. La ora actuală, vitrectomia fiind, după părerea mea, operație de bază pentru rezolvarea dezlipirii. Dar până acolo sunt câteva lucruri pe care vreau să le mai scot o dată în evidență. Așa, încă o dată
vitrosul cu anatomia lui, astfel încât să-l avem aici. Și de subliniat elementul care se numește baza vitrosului. Deci, vitrosul este de o parte și de alta orei serata. E o zonă în care filetele de vitros intră la nivelul retinei. Deci, până aici nu se poate decola vitrosul. De fapt, se poate decola până la marginea lui posterior. Și nu există vitrectomie completă, există vitrectomie relativ completă, în sensul că o parte din vitros rămâne oricum în toate cazurile. Și de fapt, nici nu este cazul să se excizeze vitrosul aici. Un element important este această margine posterioară a bazei vitrosului. Așa. Aceasta e o poză care este o schemă care este foarte bună, după părerea mea, care vă arată așa. Ce e figurat aici este baza vitrosului. Marginea posterioară a bazei vitrosului nu este neapărat ca o linie continuă. Ea face asemenea încoșe. Aici sunt figurate degenerescențe retiniene în periferie. Aici este figurat o altă degenerescență de dimensiuni mai mici. De ce atrag atenția asupra acestor lucruri? Pentru că în momentul în care vitrosul se decolează, el rămâne aici atașat la marginea posterioară a bazei vitrosului. Dacă există o asemenea încoșă, cel mai probabil aici se poate produce o ruptură în retină. La fel, vitrosul intră în aceste degenerescențe în palisadă, și în momentul în care vitrosul decolează, poate să tracționeze la nivelul degenerescenței să producă alt tip de rupturi. La fel, aici poate să producă opercul. Și haideți să vă arăt, am reușit să pun împreună niște scheme. Întâi așa. Degenerescențele în palisadă, degenerescențele retiniene periferice, câteva exemple, sunt de foarte multe tipuri. S-au încercat tot felul de descrieri. În principiu, palisadă vine de la gard, adică o zonă care, să zicem, hașurată, cu pigmentări, cu zone atrofice, de obicei ovalare, dar ele pot să fie și scurte. Aceste poze, după cum vedeți, am trecut aici sursa, sunt niște poze senzaționale din atlasul de periferia retinei și decolarea retiniană a doctorului Daniel Baron. Ăsta e un exemplu de degenerescență. Dar ce în plus, și această chestiune relativ mai nouă, vedem aici o tomografie în coerență optică în această zonă, unde vedem așa că vitrosul ajunge la nivelul degenerescenței, că retina e foarte subțire aici și trebuie înțeles acest lucru, pe care vreau că și știți, că vitrosul la nivelul degenerescenței maculare are filete care intră în retină, traversează retina. O să vedeți de ce asta este important, dar poate că știți deja. Nu se poate decola vitrosul la nivelul unei degenerescențe. Poți doar să mergi de jur împrejur, circumferențial, ca să îndepărtezi tracțiunile și asta este unul din lucrurile cele mai importante de înțeles în tratamentul decolării retiniene când vrem să îndepărtăm tracțiunea. Deci aici nu se poate decola vitrosul din degenerescență. Și mai sunt aici câteva exemple, vedeți, repet, niște poze absolut senzaționale. Degenerescențe, vedeți, vase care traversează degenerescența, acesta justifică mici hemoragii care se produc atunci când vitrosul se decolează lângă degenerescență și produce o ruptură. Alte exemple, aici aș sublinia faptul că ele de multe ori sunt mai multe, sunt eventual circumferențiale. Aici e o degenerescență, aici e alta, aici e alta. Uneori, cum sunt cele două de aici, este greu de disecat între ele. O să vedeți ce, o să încerc să vă explic de ce asta este important. Alt exemplu de degenerescență în palisadă, cu zone pigmentate, cu vase, așa, aici cred că se numesc, pardon,
degenerescențe jivrate cu zone albicioase, adică aspect ca de zăpadă, de chiciură. Imaginația a fost bogată și au fost descrise. Până la urmă contează că sunt degenerescențe în periferia retinei. Un alt exemplu, aici este un asemenea un alt exemplu, degenerescență în pietre de pavaj, paving stone sau da, degenerescență pavimentoasă, acest aspect ca de pietre de pavaj. Bun. O să întreb ceva? Te rog. Acum două slide-uri, era una care cred eu că era snail track, dar ați spus un cuvânt pe care nu l-am înțeles. Încă un slide. Asta? Asta? Da. Poate să fie snail track, poate să fie degenerescență jivrată. Jivrată ar însemna un fel de chiciură. Da, yes, de puncte albicioase și acestea sunt descrise. Cele mai tipice sunt degenerescențele în palisadă, celelalte bănuiala mea că sunt aceleași forme descrise diferit. Adică dacă sunt mai albe, l-au comparat cu chiciura. Dacă sunt mai pigmentate, au zis degenerescențe pigmentate. Că sunt sub formă de gardă, au zis sunt palisadă. Important e de înțeles că ele sunt prezente între, aș zice, până în 10% din populație. Deci sunt statistici care dau 40%, 6%, 8%, 10%. Grosomodo aș spune că undeva până în 10% din populație. Ceea ce evident este foarte mult și o să mai comentez un pic apropo de asta. Ajungem aici unde este simpatic desenat ce se numește semnul Schaeffer, adică observăm aici schema de decolare a vitrosului posterior, care a reușit la nivelul probabil a unei degenerescențe să tracționeze retina. Repet, acest lucru se întâmplă din cauza filetelor de vitros care intră în retină și când se decolează vitrosul, rup retina. E, sunt figurate aceste puncte în spatele cristalinului tobacco dust. Deci, pigment în spatele cristalinului poate să-ți sugereze că e undeva în periferie o ruptură, chiar dacă retina nu s-a dezlipit, și atunci cauți mai atent o eventuală prezență a rupturii în retină. Și ajungem aici. Decolarea vitrosului posterior. Pardon. Și degenerescențele retiniene periferice predispozante sunt cele două elemente absolut necesare pentru apariția dezlipirii regmatogene. Merită înțeles așa. Cum spuneam, 85% din, mă rog, la majoritatea oamenilor mai devreme sau mai târziu se produce decolarea vitrosului posterior. În 85% din cazuri nu se întâmplă nimic. Aici aș atrage atenția asupra faptului că două semne sunt importante în decolarea vitrosului posterior, fosfene și o ploaie de puncte negre, deci miodezopsii. Miodezopsiile pot să însemne apariția unei mici hemoragii în periferia retinei, vasele sunt subțiri în periferie și hemoragiile sunt de mică amploare, în general, în marea majoritate a cazurilor. Bineînțeles că hemoragiile nu semnifică o decolare a vitrosului posterior necomplicată, ci una la care s-a produs o ruptură care a dus la hemoragie. De menționat că din practică, iarăși mă întorc de multe ori aici unde cred că stăm cel mai bine, am văzut și sunt descrise decolarea vitrosului posterior însoțite de mici hemoragii care nu duc la formarea de rupturi. Deci, teoretic spunem așa, apariția unei hemoragii în vitros e dată de o ruptură în retină până la proba contrarie. Deci de fiecare dată când apare o ruptură în retină, încercăm să căutăm și să găsim o ruptură în retină. Atunci când este o sângerare mică, fundul de ochi se poate vedea și obligatoriu trebuie făcut oftalmoscopie indirectă cu indentație, de obicei cu pacientul culcat. Când este o hemoragie mare, de menționat un lucru pe care nu prea-l facem, dar de care merită să știm și care este extrem de util, se numește pansament binocular.
pui pacientul să stea cu pansament binocular și îl vezi a doua zi, asta ajută mult ca sângele să se depună în acest spațiu retrohialoidian și să poți vedea rupturile. Dacă le vezi, poți să le și tratezi. Revin. La decorarea vitrosului posterior, un semn important e reprezentat de fosfene, deci de fulgere. Obligatoriu, când cineva are fosfene, ar trebui făcut un control de fund de ochi. E poate cel mai important lucru legat de decorarea vitrosului posterior. Și atunci spunem așa, decorarea vitrosului posterior se produce la majoritatea pacienților, 10% din oameni au degenerescență în palisadă și cu toate acestea rupturile se produc extrem de rar. Asta nu înseamnă că nu trebuie să ne uităm după ele, asta înseamnă că trebuie să ne uităm de fiecare dată după ele, după aceste rupturi. Și spun deja aici, în general, profilaxia e recomandată la ora actuală la rupturile simptomatice. Deci, există fenomenul de decorare vitrosului posterior, există ruptură, atunci se face și tratament profilactic. Acum, când nu găsim ruptura, de obicei recomand pacientului să-l mai vedem măcar la o lună, uneori și mai repede. E descris că noi spunem că decorarea vitrosului posterior e un fenomen acut, se produce brusc și relativ complet. E, lucrul ăsta nu cred că e chiar adevărat totdeauna. Uneori se mai poate produce treptat. Și atunci înseamnă că dacă n-au apărut rupturile imediat când au apărut fulgerele, respectiv fosfenele, pot să apară la un moment dat. Și cel mai sigur ești dacă mai faci un control la un moment dat, măcar la o lună. Asta ține, să zicem, și de practică. Bun. Haideți să vă arăt un pic, asta am muncit eu astăzi, să încerc să fiu mai exact în mecanismul etiopatogenic de producere a rupturilor. Aici este figurat așa, decolarea vitrosului posterior, că există o aderență relativ mai centrală. Tracțiunea aici va duce la formarea acestei clapete, care este la marginea posterioară a bazei vitrosului. Aceste rupturi mai frecvent apar când avem de-a face cu afachie, ceea ce e cazul din ce în ce mai rar acum, probabil și la pseudofachie. Și aici aș menționa așa, de multe ori aceste rupturi, care sunt exact la marginea posterioară a bazei vitros, sunt extrem de mici și nu se văd. Vă imaginați că o asemenea ruptură, dacă e situată undeva mai central, e ușor vizibilă și evidentă. E, de multe ori aceste rupturi care sunt la marginea posterioară a bazei vitros se văd foarte greu și trebuie căutate atent. Eu aș spune că acest mecanism pe care îl vedeți aici de formare a rupturii e foarte frumos figurat de condiția de aici pe care o arăt. Marginea posterioară a bazei vitrosului are o încoșă spre centru și aici se rupe. Aici aș mai face o subliniere și anume, dacă examinăm un fund de ochi la care sunt fenomene de tip fosfene și nu găsim nicio leziune și mai facem un control și la o lună, eu aș putea spune așa, nu sunt liber de orice dezlipire. E descris că la nivelul acestor degenerescențe în palisadă se pot produce rupturi. Dar dacă nu s-au produs rupturi la nivelul palisadelor, se pot produce undeva de-a lungul unor vase unde sunt aderențe între retină și vitros. Sunt descrise aderențe vitro-retiniene de-a lungul vaselor și nu poți să estimezi unde se va produce ruptura. Ăsta e unul din motivele, deci aici atrag un pic atenția, că trebuie spus două lucruri, trebuie spuse, mă rog, v-am zis câteva lucruri, dar sunt așa. În general se recomandă, sau eu cel puțin fac așa, tratament profilactic doar la rupturile simptomatice și
Al doilea lucru ar fi acesta, nu îi spun pacientului că dacă n-am găsit nimic, nu e nimic. Uneori folosesc expresia că nu văd nimic, nu în sensul că n-am văzut bine, ci că n-am văzut nimic semnificativ. Dar nu putem preveni orice dezlipire și cred că lucrul ăsta ar fi bine să-i spunem pacientului, pentru că dacă apar probleme și noi stăm liniștiți că ne-am uitat cu singură răspundere, măcar l-am prevenit. Nu putem preveni orice dezlipire de retină pentru că, repet, putem preveni dezlipirile în momentul în care găsim niște rupturi. Dar dacă nu sunt, nu înseamnă că nu se pot produce la un moment dat și pot să declanșeze și decolarea retiniană. Acesta, după părerea mea, e un lucru important de înțeles, pentru că, și mă rog, vine și de la cineva care cred că are experiență în examinare, adică de la mine. Indiferent cât de bine examinăm, nu putem să spunem vom preveni orice dezlipire. Sigur, de aici mai vine o concluzie să-i atragem eventual pacientului atenția că dacă apare vreo scădere de vedere sau vreo amputare de câmp să vină relativ repede sau cât se poate de repede. Deci, primul tip de ruptură e cel de aici. Următorul este cel de aici, adică o gaură retiniană cu opercul, care ar putea să fie situația de aici. Deci vitros la nivelul acestei zone, în momentul în care se decolează vitrosul, se rupe această bucățică, face un opercul și el vine spre vitros. Aceasta ar fi o gaură retiniană cu opercul sau o ruptură retiniană cu opercul, că mecanismul este tot de tip tracțiune. În principiu, în momentul în care a fost eliberată tracțiunea, am putea spune că scade riscul de dezlipire, de decolare a retinei. Problema este că am văzut dezlipiri la care cauza principală e asemenea gaură cu opercul și singura. Deci faptul că tracțiunea a fost eliberată nu înseamnă obligatoriu că nu va mai face dezlipire și că prin această gaură nu poate să intre lichid. De ce spun asta? Pentru că eu aș recomanda tratament profilactic cu laser și într-un asemenea caz, chiar dacă tracțiunea a fost eliberată, pentru că a fost un mecanism de tracțiune și pentru că am văzut în practică situații în care ruptura retiniană, cauza dezlipirii a fost o gaură cu opercul. Și avem aici un alt exemplu. De ruptura retină, aș vrea să întreb dacă observă cineva ceva deosebit la această ruptură. Deci, de acord că aici e ruptura, da? Se observă ceva aparte un pic față de ce am vorbit până acum? Are cineva curaj să o zică? Observă cineva? Bună ziua! Zona din jurul rupturii este mai palidă. Bun. Și asta înseamnă foarte probabil, corect, adică foarte corect, de ce diferență între retina de aici sau fundul de ochi din această zonă și de aici, da? Ce ne sugerează asta? Pierderea desenului coroidian, probabil că este lichid la mică distanță de ruptură. Da? Asta e observația importantă aici. De ce? Pentru că în acest caz, foarte probabil că dacă încerci să aplici puncte de laser la marginea rupturii, nu o să reușești să ai reacție pentru că e lichid în această zonă. Și o să reușești să ai reacții doar aici, la marginea dezlipirii. Lucru care, având în vedere că aici e o dezlipire localizată în jurul rupturii, la mică distanță, se poate să declanșezi cicatrici în această zonă și să fie suficient. Am făcut și pentru situații în care era mult mai mult lichid decât în situația de aici și rezultatele au fost bune. Deci, singurul aspect separat de ce am zis e că trebuie pus laser aici, la marginea centrală a micii dezlipiri din jurul rupturii, și în periferie. Deci ideal este să înconjurăm această zonă.
În plus, aici ne arată OCT-ul, tomografia în coerență optică, mecanismul de tracțiune. Foarte frumos. Și se vede cum e un pic ridicată marginea. Deci e un pic de lichid aici, adică exact ce vedem noi clinic. Da? Și aici, la fel, un pic de tracțiune, un pic de lichid. Deci aici profilaxia se face cu laser la marginea deslipirii. Ideal e să facă la marginea rupturii. Am o întrebare despre chestia asta. Dacă, să zicem că zona asta pe care o vedem e o deslipire superioară și exact așa cum o vedem noi, punem laserul, cum ați arătat dumneavoastră, dacă pot să vin și eu cu așa. Da. Adică și până se fac cicatricile, deslipirea progresează dincolo de baraj. Ăsta e un semn prost. De obicei spunem așa, cicatricile încep să se formeze la 3-4 zile, cicatricile de laser. Deci poți să urmărești pacientul și să-l vezi la câteva zile, eu de obicei la o săptămână, după ce am pus laser. Dacă, într-adevăr, cum spui, se observă că deslipirea are tendință să depășească barajul de laser, fie încerci să faci barajul la următoarea linie sau va fi de operat. Poate să ajute și pansamentul binocular în împiedicarea evoluției deslipirii. În general, din experiență, aș spune că la o asemenea condiție n-am văzut niciodată să crească. Probleme sunt când zona de deslipire din jurul rupturii este mai extinsă. Și acolo indicația e, să zicem, mai la limită, probabil că sunt destui specialiști în retină care spun că e direct de operat. Eu de multe ori am încercat să fac cea mai mică metodă, cum ar fi fotocoagularea cu laser, care are șansă să rezolve problema. Și dacă vezi că barajul de laser e depășit, trecem la următoarea etapă, care de obicei înseamnă operație. Am răspuns, Vali? Da, sigur. Ok. Și uneori poate că am și exagerat cu aceste tratamente cu laser, erau zone relativ mari de dezlipire. Într-un caz, țin minte foarte bine, era o zonă relativ mare, situată sus pe ora 12. Eu estimam că acolo ar fi trebuit, la vremea respectivă, să placez un burete de dimensiuni mari fix sub oblicul, sub dreptul superior, care probabil că ar fi putut să creeze probleme de tip strabism. Mai ales că dacă deslipirea era periferică, înseamnă că retina în centru era atașată, deci vederea era bună. Și am reușit să mențin o condiție bună în acea situație, ani de zile. A venit cu o deslipire care a continuat undeva în periferie și care, după câțiva ani, a fost tratată de vitrectomie într-o perioadă în care eram mai sigur cu operația de vitrectomie decât cu buretele de dinainte. Deci cred că atitudinea să faci cel mai puțin invaziv tratament care e eficient e corectă. Aici, sigur, ține un pic și de experiență cât e eficient. Adică nu trebuie nici exagerat când știi că nu mai ajută un tratament mai puțin agresiv, nici nu te-a pus să-l mai faci. Da? Aici învățăm. Sau, mă rog, mai întrebăm pe cei care au mai multă experiență. Bun. E. Aici, la fel, este o imagine de degenerescență în palisadă. Aș spune că și se vede că este ruptă retina la marginea ei. Aș spune că a fost rupt, să zicem, această palisadă de aici, undeva central. Acum, tot cu imaginația de pe vremuri și cu comparațiile, s-au spus rupturi în U, în V, în L, în... Până la urmă, mecanismul e unul singur și numai să le clasifici după formă, eu nu cred că e de mare ajutor. Cred că se oprește aici la nivel de mecanism. Și acum aș atrage atenția așa că într-o asemenea situație, pentru a îndepărta tracțiunea, având în vedere că vitrosul este în această zonă, se duce în retină, trebuie disecat, după părerea mea, la marginea letisului ca să îndepărtez tracțiunile, deci cum ar veni intrat în zona asta periferică,
între letis și retină. Și asta, mă rog, e o tehnică, o să încep să vă arăt în operație. După părerea mea, e important să faci acest lucru. Și poate că e un pic mai greu, dar este și foarte eficient. Adică în momentul în care te adresezi etiopatogenic tracțiunii și reușești să o îndepărtezi, riscul de recidivă e mult mai mic. Vedeți că aici la fel se vede pe tomografie tracțiune, retina ridicată, e situația de aici. O situație cumva similară, de-a lungul acestor linii sunt probabil tomografiile, au, repet, diverse forme. Tot o ruptură în retină, în dreptul unei degenescențe în palisadă, cu pigment aici, același lucru, același exemplu. Cine n-a apucat să vadă repede, haideți să vedem ce tipuri de rupturi retinie ne cunoaștem. Câteva le știm până acum și mai sunt câteva. Hai, cine știe? Rupturi retiniene, astea le-am văzut până acum, da? Rupturi retiniene cu clapetă, le spunem în general, că sunt forme de L, V, W, U, ruptură cu clapetă, alta. Ruptură cu opercul, ați văzut-o. Mai ziceți-mi. Dializă. Dializă, perfect. Dializă retiniană, e alt tip, e alt mecanism. Și mai sunt ruptura gigantă și gaura maculară. Și mai sunt găurile retiniene atrofice. Vi le-am scris aici, exact așa, rupturi retiniene cu clapetă, cu opercul, găuri retiniene atrofice. Se observă uneori în degenerescențele în palisadă găuri retiniene atrofice. Ele, în general, nu sunt cauza pentru decolarea retiniană. Dar știind că uneori am tratat dezlipiri la care am blocat asemenea rupturi și pe care le-am rezolvat, dezlipiri pe care le-am rezolvat, e posibil ca uneori aceste găuri atrofice să fie funcționale, chiar dacă sunt în interiorul letisului și acolo vitrosul traversează letisul. Mențiunea aparte legată de dializa retiniană, care de obicei post-traumatică, adică numai e post-traumatică, și aici se produce de fapt un fel de avulsie a bazei vitrosului, al mecanism. Și aici, mă rog, tratamentul cu indentație ar putea să fie foarte bun, l-am rezolvat-o din vitrectomie în ultima vreme. Mențiune separată pentru ruptura retiniană gigantă, o să vă arăt un film mai încolo. Gigantă înseamnă peste 90 de grade și e ca și cum se rupe retina central de marginea posterioară a bazei vitrosului, care uneori vine foarte central. Repet, gigantă se referă la faptul că dintr-o circumferință e mai mare de 90 de grade. Contează de ce e mai mare de 90 de grade, că în general ele nu mai pot fi tratate cu indentație. Sunt prea mari. Mențiune separată pentru gaura maculară, care e și idiopatică și uneori e în combinație cu decolare retiniană, cu ruptură în periferie și gaura maculară patentă. Nu ne e clar, e un mecanism combinat aici acum și e destul de tipic, gaura maculară care poate să ducă la o decolare retiniană regmatogenă în miopia forte și e și singura. Deci, găuri maculare în polul posterior, în miopia forte, dezlipiri, decolare retiniene în polul posterior, miopia forte pot să fie cauzate de o gaură maculară.
Deci, acestea, în loc să le învățăm așa, dacă le înțelegem așa cum vi le-am spus, au fiecare mici diferențe. Diferența între clapetă și opercul, tocmai am văzut-o, la clapetă o parte din retină rămâne pe loc, opercul e bucățica de retină care nu mai e în contact cu retina. Bine. Câteva lucruri importante pe care aș dori să le rețineți, dacă nu cumva le știți, din nou. Mare atenție! În 50% din cazuri mai mult de ruptură. Și când spun atenție, e valabil pentru toate situațiile în care apar rupturi. Deci când apar rupturi, după decorarea vitrosului posterior. Asta înseamnă că și atunci când găsești o ruptură la decorarea vitrosului posterior, să nu te mulțumești înainte de a controla toată periferia fundului de ochi, pentru că într-un caz din două mai e o ruptură. Deci faptul că găsim o ruptură n-ar trebui să fie destul, trebuie să verificăm periferia retinei pe 360 de grade. Deci e valabil și când avem de făcut profilaxie cu laser și mai ales când avem de operat o decolare retiniană. Nu, să nu fiți mulțumiți cu descoperirea unei rupturi, care de obicei e cea primară, ci să căutăm să examinăm complet fundul de ochi, pentru că tratarea tuturor rupturilor este una din premize pentru rezolvarea dezlipirii. Un alt lucru pe care aș vrea să-l rețineți, în 50-60% din cazuri, rupturile sunt în cadranul superotemporal. Asta înseamnă că în jumătate din cazuri, rupturile sunt în cadranul superotemporal, celelalte se împart așa un fel de 15% superonazal, inferotemporal și cea mai mică frecvență inferonazal. Am văzut procente diferite și de aia le-am trecut 50-60, eu aș zice că mai degrabă 60. Ați auzit de regulile Linkhoff? Le-ați văzut vreodată? Cum știu câtă lume știe de ele? Sau cine nu știe de ele? Toată lumea a auzit de ele? Vali, cum aflu? Nu știu cum aflu. A auzit cineva de regulile Linkhoff? N-am... Da. Okay, Radu, sigur a auzit, sau cei care sunt de partea de chirurgie. Da. Bun. Haideți să vi le explic un pic. Deocamdată ținem minte ce e aici, 98% din cazuri, la 1,5 ore de la marginea superioară de culori retiniene. Asta e din cartea doamna profesor Krajcik. Principiul a fost următorul. Profesorul Linkhoff, dumneavoastră odihnească, au analizat 1000 de dezlipiri și au descris mai multe pattern de dezlipire. Întâi aș menționa așa că retina este fixă la nervul optic și la ora serată. Dacă începe să se dezlipească undeva, se dezlipește în jurul rupturii. Asta înseamnă că poate să fie o ruptură, o decolare localizată, să zicem, cum figurez eu aici, încerc să figurez, pe 2 ore. E clar că dacă decolarea retiniană e doar pe 2 ore, ruptura retiniană în acea zonă. Dacă evoluează suficient de mult și evoluția este de acest tip, se duce spre centru, decolează centru, se duce vis-a-vis. Într-adevăr, și dacă ea continuă, dacă n-apucăm să tratăm înainte, ea va deveni totală. Acum, pentru aceste situații de, să zicem, intermediare între decolare localizată și decolare totală, sunt aceste decolări de tip 3 cadrane. Cum e figurat aici? Aici este figurat că marginea superioară temporală e mai sus decât cea nazală. Fac aici o mică paranteză. Pentru acest desen este obligatoriu să-l faceți cu pacientul culcat pe spate în clinostatism și cu oftalmoscopul indirect. E obligatoriu să se facă așa, pentru că atunci poți să vezi exact până unde urcă dezlipirea sau decolare.
altfel, poți să ai impresia că ea e undeva mai jos. Deci, pentru aceste decolări trei cadrane, în 98% din cazuri, ruptura se află în 1,5 ore de la marginea superioară. Este foarte, foarte logic și e de partea unde e mai sus, evident. Acum, sunt situații în care decolarea timiană e trei cadrane, dar pornește de sus și rămâne o zonă atașată jos. Nu pot să spun că e o situație frecventă. Dar la fel de logic, dacă decolarea timiană ajunge la ora 12, ruptura e sus aici, în, de o parte și de alta, meridianul ora 12, cu probabilitate de 93%. Alt tip de decolare care e mai rar, dar suficient de frecvent, e decolarea inferioară. Când decolarea este inferioară, la fel, față de marginea superioară, care e mai ridicată, în zona respectivă e decolarea și iarăși este foarte logic. Situația a patra e una relativ mai rară, cu variația aceasta de buloasă inferioară. Acest aspect nu îl poți vedea decât dacă examinezi pacientul în decubit dorsal cu oftalmoscopul indirect și cu indentație. Altfel nu vezi. La biomicroscop nu vezi asemenea condiție sau, mă rog, e foarte ușor să scapi faptul că retina e decolată în periferie. Iarăși aș spune din nou, aici e, sunt prezentate situațiile de ruptură primară. Subliniez din nou, în 50% din cazuri mai e o ruptură undeva. Și asta înseamnă că trebuie verificat dacă nu cumva mai e și vreo altă ruptură în altă parte. Dacă da, acum da, aș zice, dacă această decolare timiană de aici devine sau nu totală. S-ar putea să nu devină totală, în sensul că dacă ruptura undeva aici, să nu se dezlipească niciodată. Pare și o să vă arăt chiar și un exemplu la unul din videole pe care urmează să vi-l arăt. Și acum, repet, atrag atenția că acele rupturi care sunt la marginea posterioară a bazei vitrosului se văd mai greu, cele care sunt mai centrale se văd mai ușor. Nu abandonați în momentul în care găsiți o ruptură, examinați bine fundul de ochi ca să găsiți toate rupturile. Nu prea e frumos ce spun din punctul de vedere al celor de la care am învățat, adică mai ales doamna profesor Kreisig, dar cred că cea mai bună metodă, cea mai bună metodă de examinare a decolării pentru găsirea rupturilor e vitrectomia. Deci, în timpul vitrectomiei ar trebui să găsești în toate cazurile rupturile. Uneori e mai greu, dar nu e nimic superior acestei metode. Sigur că asta înseamnă că deja operezi. Dar asta nu înseamnă că nu e bine să știi aceste reguli, ba de împotrivă e bine să le știi pentru că ai mai bune șanse să găsești rupturile și asta e premiza de bază pentru a rezolva dezlipirea. Și eu două întrebări, dacă se poate. Pare până aici, ia te rog. Da, am eu două. Una referitor la reguli. Când da. Au fost emise, singura intervenție era cerclajul sau indentația, nu? De bază. Dar începuseră și vitrectomiile, dar relativ rar. De ce? Că țin minte că formularea lor, cel puțin la a patra, nu le știu pe de rost acum, dar mi-aduc aminte că era ceva genul, dacă ai făcut cerclaj și nu s-a reatașat retina, înseamnă că ai ratat dezlipirea. Parcă ai ratat ruptura. Da, ruptura. Da. Parcă așa de era acord. Formularea lor. De acord. Și următoarele reguli, adică după ce ai, să zicem că ai operat și n-ai rezolvat, următoare, nu reguli,
următoarele situații după ce ai operat respectau aceleași reguli. Adică, în momentul în care, să zicem, cum e decorarea de aici, să zicem că era o ruptură aici undeva, exact unde trebuie, și tu ai tratat una mai mare mai jos. Ai blocat-o pe aceasta și vezi că nu s-a întâmplat nimic. Știi că trebuie să fie o ruptură mai sus. Invers, ai tratat-o pe aceasta de sus, de la ora 11, să spunem, și vezi că retina începe să se așeze, dar se oprește și decolarea nu mai dă înapoi de la nivelul ăsta. Și să zicem că e mai jos. Rămâne la fel, o oră jumate de la marginea superioară a dezlipirii și găsești ruptura. Deci, din punctul ăsta de vedere, e foarte logic. Ai făcut cerclaj și vezi că decolarea ajunge până într-un anumit nivel. E o gaură periferic de cerclaj într-o oră jumătate de la marginea superioară. De aia spun, regulile se păstrează și la reintervenții. Da? Okay. Asta era una. A doua este Iulia, care întreabă ce atitudine terapeutică luăm când există gaură maculară care patentă, care a generat decolare. Eu de data asta vorbesc strict din ce aș face eu și de fapt aici sunt două mari variante. O variantă în care e doar gaura maculară și decolare de pol posterior, asta frecvent se întâmplă în miopiile forte. Dacă nu e miopie forte, nu prea se întâmplă să fie gaură maculară cu decolare de pol posterior. Dacă se întâmplă să fie gaură maculară cu decolare, să zicem, trei cadrane ca aici, de obicei e o ruptură în periferie și este ruptură în periferie și e și gaură maculară. Atitudinea mea de vreo 2 ani încoace și consider că cea mai bună este tratez de ruptura periferică și ignor gaura maculară dacă reușești prin această atitudine să reatașezi retina, vei obține o retină atașată la care e și gaura maculară. Și gaura maculară o tratez în a doua operație la 10 zile aproximativ de la prima operație cu ILM inverted flap, deci cu flap inversat de limitante interne. Acum, mai de mult încercam să rezolv această situație într-o singură operație. În general, reușeam să atașez retina, dar nu reușeam să închid gaura maculară. Dacă nu reușesc să închizi gaura maculară, vederea peste 0,1 nu trece. Rămâne la 0,1 aproximativ, dar sigur cu retina atașată, deci cu o condiție mai bună decât înainte. Dar la ora actuală, așa cum vă spun că fac de ceva vreme și n-am multe cazuri, dar s-au strâns deja vreo 5 cu rezultate foarte bune, unul din aceste cazuri, printre primele, soț de medic oftalmolog, vedea 0,7 la un an. Deci cred că este departe cea mai bună variantă. Revin, dacă e gaură maculară cu decolare de pol posterior în miopia forte, e una din cele mai complicate condiții, nu totdeauna reușesc să le rezolv. În general reușesc să atașez retina, dar nu neapărat să-și închid gaura maculară. Acolo se poate încerca o variantă de genul să încerci să faci un fel de maculorexie sau inverted flap, să drenezi în polul posterior, undeva alături, să atașez retina și să sper că reușesc să închizi și gaura maculară și să-și atașez retina. Am făcut și lucrul ăsta, e una din cele mai complicate condiții. Am răspuns? Bun. Bine. Ăsta e un diapozitiv din prezentările mai vechi în care vedeți, nu știu ce, astea sunt liniară, incompletă, astea sunt la grămadă. Ruptură retiniană cu clapetă, ruptură retiniană cu opercul și dializa.
Aici cred că știți ce e, o gaură retiniană cu punctă de fotocoagulare. Tocmai m-am uitat în Ianov, cred, și am văzut un tratament de gaură maculară cu vreo 5 rânduri de rupturi în jur. Cred că e o exagerare. Cred că 2-3 rânduri ca aici e suficient. Cel mai important lucru e să reușești să înconjuri ruptura. Uneori e complicat, cum vedeți aici, că nu se prinde în poză. Nu știu dacă periferia, deci baza rupturii este, a avut și ea tratament cu laser. Aici e un mic artificiu tehnic pe care îl făceam. Aici sunt două variante mari. Dacă tratamentul ăsta la biomicroscop se poate face și am făcut cu lentila Goldman și cu indentație. Dar asta înseamnă să-ți manevrezi cu antebrațele microscopul. E o manevră, mă rog, un pic mai complicată. Mie mi-a ieșit. Altfel, poți să faci acest tratament cu laser, cu oftalmoscopul indirect ar putea să fie cel mai simplu. Deci cu oftalmoscopul indirect poți să pui la marginea rupturii de jur împrejur cu indentație unde vrei. Ideal este, repet, să fie un baraj continuu în jurul rupturii. Dacă e doar central, există riscul ca lichidul să treacă în periferie, pe lângă baraj și să dezlipească retina în jur. Ceea înseamnă că tratamentul cu laser n-a fost bine făcut. Întrebări aici? Astea ar trebui să fie clare. Încă o dată subliniez, când găsiți o ruptură și o tratați cu laser, vă uitați bine să nu mai fie încă una. La un pacient din doi mai e încă una. Două întrebări față de pentru laser. Credeți că este important sau necesar pentru non-vitreoretinieni, cum aș fi eu, să știe să facă în gardă chestia asta? Da. Bine. Atrag atenția. În Franța, toți doctorii, majoritatea știu să pună laser, au cu ce. Adică asta n-ar trebui să fie de specialitate vitreoretiniană, ar trebui să fie de oftalmologie generală. Adică un oftalmolog care are laser ar trebui să poată să facă asta. Da. Eu așa cred că ar fi bine. Deci, atâta timp cât știm să examinăm cu lentila și cu lentila contact indirectă. Și să tratamentul cu laser ar trebui să fie practicat de orice oftalmolog. Da. Ok, și asta înseamnă în contextul nostru, văd că vorbim acum de spitalul nostru, laser argon, lentilă Goldman și indicația corectă. Mai degrabă decât lentila Goldman, e mai greu de pus cu Goldman, una wide angle, un 160 folk, 160 de grade sau un wide angle. E mult mai simplu de pus cu lentila indirectă, deci contact de tip super quad sau nu mai știu care sunt astea wide angle, pentru că nu trebuie să ai o imagine mare ca pentru tratamentul în regiunea centrală. Îți trebuie să vezi bine în periferie și să vezi ruptura și să vezi până la ora serată. Și de obicei cu lentilele astea folcla care au 160 de grade se poate face tratamentul. Există și panfundoscopul Rodenstock și există mai multe lentile. Cu lentila, merge și lentila Goldman, acolo vezi destul de bine până în periferie. În principiu, când e de indentat, mai degrabă indentezi la biomicroscop cu lentila Goldman, dar asta, repet, e o metodă care, nu știu, se învață. Eu am cam învățat-o singur, ca să zic așa, că îți lipsește o mână. Adică ești cu o mână pe lentilă și cu cealaltă pe indentator și trebuie să-ți aranjezi microscopul astfel încât să vezi. Dar se poate face, am făcut, dacă eu am putut să fac, pot să fac oricine. Cu învățat. Da, deci asta ar trebui să fie o metodă. Nu pot să spun că dacă nu apuci să faci în ziua aia și face cineva a doua zi, e un risc mare, dar e posibil să pierzi momentul. Da. Adică, mai ales că sunt condiții, ar trebui să vă ajutăm să fiți pregătiți să puteți să faceți când vine.
Și a doua variantă este aia cu laserul pe indirect, care e, să zicem, pentru rupturile din periferie e, ar putea să fie imbatabilă. Adică cu laserul pe indirect trebuie să poți să pui oriunde. E mai complicat la biomicroscop. Mai precis că vezi mai mare, dar mai complicat. Și tehnicile sunt egale ca eficiență, după părerea mea, nu e nicio diferență. Secretul este doar acesta, să pui de jur împrejur. Bine? Da, okay. Facem un grup de lucru pentru asta. Ok, de acord. De acord. Bun, niște imagini absolut superbe de la, din atlasul doctorului Baron de retină dezlipită. S-a produs aici o ruptură, vedeți, sunt imagini mari. Aici ne putem imagina că a fost un letis sau că e un letis care s-a rupt. Da? Și retina se dezlipește, intră lichid sub retină, între retină. Și de subliniat, am mai spus, retina, pentru că e decolată și că nu stă în contact cu epiteliul pigmentar, se și demațiază. Deci, ea este mai groasă decât în mod normal, ca și o mână care stă în apă. Altă imagine foarte spectaculoasă de decolare retiniană, vedeți, o degenerescență pe aici, prin transiluminație se vede, alta aici s-a rupt, o ruptură mare, retina dezlipită. Aici e sugerat foarte frumos, o ruptură paravasculară. Vedeți, e de-a lungul vasului. S-ar putea să fie o degenerescență aici, dar probabil că nu. Sunt asemenea aderențe între vitros și retină de-a lungul vaselor, se rupe de-a lungul vasului. Este destul de tipic să vezi o asemenea situație unde nu bănuiești nicio degenerescență și este exact genul de situație la care dacă nu s-a produs o ruptură, nu știu unde se va produce. Deci, și vă dau un exemplu apropo de asta, cu pus laser așa de jur împrejur, că poate, deci știu un caz absolut concret, pacientă cu miopie forte, era destul de răspândită ideea că la miopia forte, dacă scoți cristalinul, e o oarecare risc să se dezlipească retina. Doctorul a mers mai departe și în pregătirea operației de schimbare de cristalin a făcut un, să zicem, baraj. A pus laser pe 360 de grade în periferia retinei. Foarte frumos pus, cu simț de răspundere. De jur împrejur, uniform, deci se vede că doctorul respectiv știa să vadă fundul de ochi, a pus foarte frumos. Pacienta respectivă a venit cu dezlipire de pol posterior cu gaură maculară. Asta pentru mine este o învățătură, exact cum vă spun. Tratăm ce vedem, în rest nu putem să prevenim orice. Bine. Exemple cu oftalmoscopul indirect. Cu ajutorul oftalmoscopului indirect putem să vedem până la ora serată și aici am făcut deja câțiva pași să vă arătăm cum se vede fără indentație și cu indentație poți să vezi până la ora serată. Principiul de oftalmoscopie indirectă, că există oftalmoscopul indirect, aici o oglindă, aici o prismă, de fapt o dublă prismă, care ajută să concentreze imaginea care se formează prin lentilă, să o ducă către fiecare ochi. Și v-am arătat, cred, ăsta. Aici câteva lucruri. Cel mai frecvent se folosește lentila de 20 de dioptrii, care ne dă o mărire de 3 ori și un câmp de 40 de grade. Deci vedem cam atât. Există, nu știu dacă ați văzut vreodată, eu am așa ceva, o lentilă de 14 dioptrii cu o mărire mai mare de 3,8, cu un câmp mai mic și la care vezi macula mai mare.
Deci cu oftalmoscopul indirect poți să ai o imagine relativ mai mare a maculii. Și lentila de 30 de dioptrii, care e mai mic, mai, cu diametru mai mic de obicei, câmpul vizual e mai mare și mărirea este mai mică. În Germania, acolo unde am învățat eu în 93, foloseau lentila de 30 de dioptrii la operație, nu cea de 20. Am folosit-o pe cea de 20. Merge și una și alta. Asta fiind mai mică, ai manevrabilitate în jurul ochiului mai bună, dar trebuie să ai în vedere că dacă e câmpul vizual mai mare și mărirea mai mică, leziunile sunt uneori mici și poți să le mai scapi. Dar manevrabilitatea mai bună cu lentila de 30 de dioptrii. Practic, recomand lentila de 20 pentru majoritatea examinărilor. Bun, aici sunt câteva exemple, dar aș vrea să rămâneți cu asta. Incidența 1 la 10.000 e foarte probabil corect. E bilateral în 10% din cazuri. Pierderea desenului coroidian este principala descriere pentru faptul că retina e dezlipită. Bine. Hopa, v-am prins. Ce aici? Cine știe? Deci, ce avem? O imagine de fund de ochi și aici așa o linie rotundă, foarte rotundă. Are cineva idee? Radu? Retinoschizis? Da. Tipic pentru retinoschizis este așa. Și vă arăt și ochiul celălalt, adică poza de ochiul celălalt. La retinoschizis, pentru că la un moment dat se cam încurcau lucrurile, când părea așa o dezlipire, mai nu știu cum, îi spuneau retinoschizis. Despre retinoschizis, retinoschizisul se pare că provine dintr-o degenerescență microchistoidă, se pierd legăturile în interiorul retinei. Am primit o întrebare de la profesorul Bar la un moment dat, care mă întreba, după mai multe episoade în care a venit pe aici, să-i spun o boală a retinei. Și nu prea i-am spus-o. Retinoschizis e o boală a retinei. Pentru că decorarea retiniană nu e o boală a retinei, e o boală a vitrosului. Da? Retinoschizisul înseamnă practic de la degenerescența microchistoidă se pierd aceste probabil că celule Müller, structurile din interiorul retinei și ea se dedublează cumva. Asta înseamnă că există două foițe și că această degenerare, degenerescență microchistoidă poate să continue. Vedeți o linie foarte rotundă aici. E tipic pentru retinoschizis să fie inferotemporal, exact cum îl vedeți aici. Bilateral, inferotemporal. Dar poate să fie și în alte părți. Am văzut la un dat o tentativă de a preveni evoluția retinoschizis către dezlipire și eu nu cred că se poate, în sensul că unii ar fi pus laser la marginea retinoschizisului. Dar haideți să ne gândim, aplicația de laser va face să fie o cicatrice coroidiană între retină și coroidă. La retinoschizis se decolează retina în grosimea ei. Ea s-ar putea decola în continuare. Rămâne foița externă pe loc și s-ar decola în continuare. Deci nu cred nici ca principiu că reușești să previi. Și există descris că atunci când sunt rupturi și în foița externă și în foița internă, atunci poate să intre lichid din cavitatea vitreană prin cele două rupturi, să decoleze ambele foițe și să ducă la decolare retiniană, regmatogenă, care e și cu retinoschizis, și am tratat și asemenea boli, care sunt la fel de bine tratabile ca și decorarea retiniană obișnuită. De obicei se folosește siliconul ca tamponament mai de lungă durată,
Și în general le cam rezolvăm și pe aceste cazuri. Ok, bravo. Dacă laserul ar fi, să zicem, cu un time on foarte mare și să creeze o cicatrice în toată grosimea retinei, ar putea să bareze? Nu știu. Riscul acolo când ai o de asta, când declanșezi o cicatrice foarte mare, este să ai o necroză acolo și să se și rupă. Am văzut și acest aspect uneori la laser pus în jurul unei degenerescențe și când se decolează vitrosul, se rupe o bucată mare de retină, am văzut asta. Se rupe o bucată mare de retină, într-adevăr, în cazul respectiv, din ce mi-aduc aminte, retina nu s-a dezlipit, dar imaginați-vă așa un letis mare cu laser în jur, a rupt bucata aia complet, fără să ducă și la dezlipire, dar poate să ducă și la dezlipire. E descris lucrul ăsta, că acolo se poate și necroza retina. Deci, tot nu cred că poți să previi. La fel, când nu putem face mai mult de atât, îi spunem pacientului, dacă apare ceva, să vină repede. Acest lucru s-a schimbat un pic și l-am spus și eu la un moment dat și un profesor din Franța n-a prea fost de acord cu mine, eram în Grecia la un curs și unde se vorbea despre profilaxie și am emis și ideea că mai de mult când decolarea retiniană nu era la fel de bine rezolvată ca acum, părea ca o boală foarte serioasă cu rezultate de multe ori proaste și atunci ai fi fost cumva înclinat să faci orice ca să previi o dezlipire. Și am spus eu la un moment dat că s-a cam schimbat prognosticul și că nu suntem chiar atât de speriați la ora actuală de apariția unei dezlipiri, că știm că în general poate fi rezolvată, cel puțin la noi în țară și în multe alte locuri. Rămân la părerea mea că este foarte eficient să previi decolarea retiniană dacă faci laser la o ruptură simptomatică și că dacă faci laser așa pe niște leziuni care nu sunt neapărat rupturi simptomatice, nu s-ar putea să previi ceva, dar mai degrabă nu previi nimic. Și atunci nu mi se pare o atitudine corectă. Eu recomand ce v-am zis. Rupturi simptomatice, știm că la rupturi simptomatice suntem eficienți. Mai erau făcute niște estimări, de exemplu, dacă miopie mai mare de minus 6 dioptrii și dacă degenerescențele în palisadă sunt pe mai mult de 6 ore din circumferință, nu e diferență între profilaxia cu laser și fără. Adică acolo trebuie să pui atât de mult laser încât dacă e să se rupă și să dezlipească, se rupe și se dezlipește. Și asta e, mă rog, cumva suplimentar față de ce v-am zis. Rămân la impresia mea că, și la atitudinea mea, că tratez doar rupturile simptomatice. Bine? Ok. Se știe aici, am mai arătat-o, l-am lăsat-o din cursul vechi, o ecografie la care retina dezlipită, umbra nervului optic. Ne interesează când nu se vede fundul de ochi să știm care e starea retinei. Exemple de ce se întâmplă când decolarea retiniană neavansată, vitreoretinopatie proliferativă, principala cauză de recidivă, după problemele de tratament ale găurii sau rupturilor retiniene. Deci dacă nu le identificăm, șansele de rezolvare sunt mai mici. Deci putem să dăm vina pe vitreoretinopatia proliferativă, dar probabil că prima cauză de recidivă este o ruptură netratată sau neidentificată sau netratată corect. Acest proces poate să apară și de obicei dăm vina pe el pentru recidivă. Vitreoretinopatie proliferativă, formare de membrane în interiorul retinei. A rămas tot din curs vechi, membrane preretiniene, decolare retiniană tracțională în diabet, doar ca
Bun. Și așa. Urmează să mai facem câte ceva, da? Sper că n-ați obosit, că eu sunt în plină formă. Decorare tiniană, indentație, despre asta vă vorbesc puțin, despre celelalte încerc să vă arăt câte ceva. Am pregătit niște filmulețe. Da? Mergem mai departe? Ok. Variantele clasice de indentație sclerală. Am văzut niște statistici cu un fel de 10-20% din dezlipiri tratate așa. O ruptură în cadranul supra-temporal radiară poate fi blocată cu un burete. Se mai pot pune elemente circumferențiale, se poate pune cerclaj. Eu, la ora actuală, cred că sunt deja 10-15 ani de când n-am mai aplicat aceste metode. Sunt eficiente, e discuția cu ce se întâmplă când e un pacient tânăr cu miopie și cu, și cu dezlipire, că va face cataractă. Culmea este că la pacienții sub 50 de ani nu e obligatoriu să se producă cataracta după operația de vitrectomie. Nu știu să spun de ce limita asta a fost trecută la un dat fix 50 de ani. Dar, într-adevăr, sunt mulți pacienți tineri care nu dezvoltă nicio cataractă. Unii mai dezvoltă, dar nu e obligatoriu. Revin la impresia mea că, la ora actuală, cea mai precisă metodă de examinare a retinei e în timpul vitrectomiei cu fibra de lumină și cu indentație. Atunci ar trebui să poți să vezi tot ce ai nevoie să vezi. Și ajungem la exemplul ăsta, vi l-am mai dat. O să încerc să mai spun o dată câte ceva. Aici e o miopie forte. Filmul, sigur, mulți l-ați mai văzut, dar nu știu, poate că mai sunt și care nu l-au văzut. Așa, 4 mm de limb, deplasez conjunctiva, intru oblic și apoi perpendicular. Atenție să rămâneți la 4 mm de limb la intrarea în scleră și nu la intrarea în conjunctivă, pentru că dacă te duci mai aproape, aviz amatorilor, riști să fii prea aproape de cristalin și să-l atingi. Manevra asta aici nu e deloc obligatorie, dar mă rog, așa a rămas filmul cu o paracenteză. Și numai un pic să atrag atenția. Așa. Aș atrage atenția în felul următor. Față, deci pentru operația de vitrectomie, față de meridian orizontal, încerc să fiu cât mai aproape cu aceste trocare. Evităm meridian orizontal pentru că aici trec nervul și artera ciliar lung anterior și dacă interceptez s-ar putea să ai sechele de tip inervarea polului anterior sau și hemoragie. Deci la ora 3 și la ora 9 evităm asta, oriunde, un pic mai sus, un pic mai jos. Din punctul meu de vedere, repet, consider că, vedeți, aceste trei puncte ar face parte dintr-un dreptunghi. Când văd aceste trocare puse unul aici, unul aici, unul aici, sub forma unui pătrat, consider că doctorul respectiv nu știe destul, pentru că, în mod evident, cu instrumentele situate relativ aproape unul față de altul, unul aici, unul aici, mai puțină manevrabilitate, poți mai puțin să miști ochiul și să ai acces în toate zonele. În rest, nu am alte comentarii aici. Bun, acum paracenteza am făcut-o și
Așa. Se vede destul de bine, Valentin? Cred că se vede, nu? Adică ce văd eu, cred că da, vede se vede, se vede. Nu? Bun, deci, vitreotomul, excizăm vitrosul, e retina dezlipită temporal, se vede aici nervul optic, îndepărtăm vitrosul. În aceste cazuri frecvent, vitrosul este decolat. Atenție că sunt situații în care vitrosul pare decolat și de multe ori mai este și aloida retină atașată sau și dezlipită. Ați văzut aici o ruptură în retina atașată. Ce urmează aici? Ce am făcut? Ce instrument am introdus pentru ce? După ce injectăm perfluorocarbon, vedeți că pe măsură ce se injectează, artera lucează sau e chiar spre închisă, dar pentru că aici trocarea era fără valvă, există lichid care poate să treacă pe lângă. Vedeți cum pulsează. Mare atenție la nerv. Nu uitați, nu lăsați niciodată vreo manevră fără să vedeți nervul. Dacă e sub control, e bine. Dacă nu e sub control, riscați să nu fie artera perfuzată pentru un interval suficient de mare să vă treziți cu pacientul PL sau FPL a doua zi. Aici facem o mică pauză. E o ruptură care se vede cu indentație foarte periferică. E cea mare de aici, e una foarte periferică, să fiți atenți. Acum e o ruptură aici centrală, îndepărtăm vitrosul de la margine și e varianta pe care o prefer, cu fibra cu lumină și cu pensa, se apucă vitrosul de deasupra rupturii, deci ne imaginăm aici eletisul, degenescența în palisadă, respectiv apucăm vitrosul cu pensa. E o zonă mai puțin editată aici, dar asta nu ca să vă arătăm cât de complicat e, ci că nu e neapărat simplu, dar trebuie făcut, după părerea mea, exact așa. După ce am îndepărtat acele, am făcut oarecare spațiu între vitros și retină, cu ajutorul vitreotomului încercăm să îndepărtăm vitrosul de pe marginea rupturii. Sunt chirurgi care de la început, fără să dea atenție acestui lucru, căruia ei dau mare atenție, excizează, vedeți aici, am făcut paranteză, aici cu indentație o mică gaură, este foarte aproape la marginea posterioară a bazei vitrosului, da? Aici ajutorul indentează, mai mult de atât nu putem face, nu putem diseca periferic și de fapt nici nu trebuie. Așa, ca să termin ideea de dinainte, sunt chirurgi care excizează ruptura cu totul și lasă vitros la baza rupturii. După părerea mea, este mai riscant, în sensul că riscul ca vitrosul de la baza rupturii să tracționeze și să redezlipească retina. Deci vitrosul poate să tracționeze la bază, să redezlipească retina într-un procent oarecare dintre cazuri. Aici vedeți că am aplicat laser înainte de schimb bucoaier, pentru că în zona aceasta de retină atașată se poate aplica laser. Și ați văzut că nici nu am făcut nicio disecție a clapetei. Dacă acolo vitrosul natural n-a reușit să rupă și să dezlipească retina, am sperat că nu o să se întâmple asta nici după operație. Altfel, dacă aș încerca să disec în zona asta, s-ar fi dezlipit mult retina în jur. Așa, să mai facem o paranteză. Aici, deci ați văzut, a fost o ruptură aici în retina atașată, o ruptură mare aici, una în periferie,
Și mai erau două rupturi mici înspre centru. Aici se observă, după ce am aplicat diatermie pe această ruptură, și mai era una pe aici, pe undeva. Deci, în acest caz, de aia l-am și tot prezentat. Este absolut școală. Avea ruptura în retină atașată, o ruptură mare, evidentă, în retină dezlipită, încă una periferică și încă două în retină dezlipită. Oricare din ele, din zona de retină dezlipită, ar fi fost lăsată netratată, era sursă de recidivă. Așa, aici este, am făcut schimbul cu aer, aici e un ac cu vârf de silicon, vedeți aici las o ruptură și aici mai era încă una mică și apoi cealaltă, vedeți una rotundă mică, a doua, aici cu indentație în periferie, am aplicat laser și la ruptură, la ruptură. Întrebări. Aș avea eu una despre de ce unii chirurgi preferă să pună laserul pe aer. Bine. Bun. Un alt exemplu. Cine poate să-mi spună ce se observă aici, în afară că am plasat deja trocarele? Sunt genere afară. Se vede periferia, ecuatorul cristalinului, deci cristalin e subluxat, ceva pigmente în spate, deci poate e un traumatism, da? De acord? Nu știu ce stă vorbăreț. Deci, un traumatism, un copil cu sechele după traumatism, decolare retiniană aproape totală. Bun. Cine observ, așa, aici vă dau mai încet. Vitrosul este atașat pe retină dezlipită, una din cele mai complicate condiții, dar e rezolvabilă, mai bine cu tranțion decât fără, dar aici am rezolvat-o și fără. Deci, vedeți, doar din aspirația vitrotomii am reușit să aspirăm ceva care aici e un vitros transparent, fără să antrenăm retina. Vedeți? O altă observație ar putea să fie că s-ar putea ca sticla de infuzie să fie relativ sus, pentru că nervul optic nu pare chiar foarte bine hrănit. Aspirăm vitrosul. Mă rog, sigur, vedeți, e tendință să pulseze cumva. Venele sunt pline cu sânge, dar cred că e un pic de presiune. Nu uitați să vă uitați la nerv, always. Bun, ce injectăm acum? Pe fluorocarbon, da? Ideal e să fie o singură bulă. O să se... Vedeți aici, iar o tendință să pulseze artera. Am stabilizat retina în polul posterior și aici ce se observă, o dializă. Îndepărtăm tracțiunea din periferie cu vitreotomul și cu indentație, un pic în periferie. Ce faceți dacă intră perfluorocarbon sub dializă? Vitreosul de la marginea, de la periferia dializei. Schimbă lichid aer din aer de sus, aspirăm lichidul subretinian din dializă, din dreptul dializei, de subretină, aspirăm restul de lichid deasupra nervului. Ați văzut că la cazul de dinainte am folosit un fluinder cu vârf de silicon, acum de obicei folosesc doar vitreotomul.
Aceasta este fibra de endolaser, retina atașată peste tot, se aplică laser de o trei rânduri la marginea, la marginea dializei și am lăsat ochiul cu aer și retina a rămas atașată. Un alt exemplu, nici asta nu are nume, așa cum ne-a trecut aici, 10 ani de istorie, un macrochist aici, un macrochist aici, un macrochist în maculă, după excizia vitreosului, vedeți aici o limbă de retină atașată, ce încercam să vă spun mai devreme, dezlipire totală, dar e aici o limbă de retină atașată. Asta înseamnă că nu în mod obligatoriu totdeauna dezlipirile vor deveni totale. Și o să vedeți la ce m-a ajutat faptul că acolo era o limbă de retină atașată. Ce injectăm? Triamcinolon, da? Injectăm triamcinolon ca să... Atunci aspirăm vitreosul de-a lungul acestei zone unde retina e atașată. Și, după cum vedeți, acum am reușit să decolăm vitreosul, mergând pe această direcție unde retina era atașată, se vede foarte clar cu ajutorul triamcinolonului unde e vitreos, avem de îndepărtat vitreosul. Bun. Ce urmează? O să introducem perfluorocarbon. Încercăm să vedeți, aspirăm vitreosul. Aici se vede un macrochist, aici altul. Injectăm perfluorocarbon. Și retina este reatașată în polul posterior. Acum, atrag atenția. Aici era iarăși o dializă în periferie. Și urmează să practicăm retinotomie 360 de grade, arăt întâi în zona asta. De obicei, această retinotomie încercăm să o plasăm cât de anterior se poate, dar de obicei la marginea posterioară a bazei vitreosului. Pentru că nu se dorește să lăsăm vitreos pe marginea aceasta a retinei, da? Aici. Vă mai arăt un pic. Deci aici facem retinotomie și aici se vede un macrochist. O să vă atrag atenția, o să-l vedeți. Excizăm retina în periferie. Macrochistul trebuie drenat. Am făcut o mică deschidere în peretele extern și l-am drenat. Se practică retinotomie 300 de grade, se injectează perfluorocarbon ca să atașăm retina, dacă nu mai sunt tracțiuni, retina va rămâne atașată. Injectăm silicon și aspirăm perfluorocarbonul. La o lună după operație, retina era complet atașată și a dispărut și macrochistul din maculă, pe care nu l-am drenat, a dispărut spontan. Bun. Până aici au fost variante, să zicem, de la... A fost primul nivel. Următorul nivel, am prezentat vitreoretinopatie proliferativă la o întâlnire la Belgrad. Aici, vitreoretinopatie proliferativă, o să vedeți cum arată. Operația și operația de cataractă. Trebuie să vedeți că sunt 4 minute.
dar e pe viteză ori 2. Da? Deci, teoretic, acestea sunt de 8 minute. Fac aici o mică paranteză. Ați văzut că după ce am implantat cristalinul și am extras canula de maintainer, m-am hidratat, s-a terminat operația de cataractă, e ceea ce recomand, să termin operația de cataractă așa cum se face operația de cataractă și să fac mai departe pașii de vitrectomie. Din punctul meu de vedere, totdeauna acestea sunt separate. Adică am văzut situații în care se plasează trocarele înainte, fac operația de cataractă, dar să aibă trocarele plasate. Eu nu văd motiv pentru făcut acest lucru. Deci am terminat operația de cataractă, plasăm trocarele. Aici, prin transiluminație, se vede vitreosul și frecvent se practică și capsulotomia posterioară. Și acum vedem care este condiția retinei. Sigur că vedeam condiția retinei, nu era o cataractă avansată, dar vedeți cât de strânsă este retina. Am îndepărtat o membrană, alta. Injectăm pe fluorocarbon, deja ar trebui să știți. Și vedeți aici o ruptură relativ mare, din nou principiu de disecție, fibră cu cârlig, aici se vede și mai bine că de avem tehnologie mai nouă. Și vedeți modul în care încercăm să ne insinuăm în periferia rupturii, între ruptură și periferie. Acum, aici aș atrage atenția. Vedeți că retina pare destul de bună. E, vă spun așa, că în momentul în care vedem aceste tracțiuni aici, așa cum sunt, nu e încă suficient de eliberat retina de vitros și că trebuie insistat. O să vedeți cum. Vedeți vitros aici. Vitros aici, vedeți că face așa ca un fel de unghi. Nu se va atașa dacă nu îndepărtez aceste tracțiuni și dacă insist, se poate produce o ruptură mare, de tip gigante. Dacă faci schimbul cu aer fără să îndepărtez aceste tracțiuni, acum trebuie doar eventual să țineți minte filmul ăsta, să mai vedeți din când în când, vedeți aici la fel tracțiuni. Fără îndepărtarea acestor membrane, această retină, după părerea mea, nu s-ar fi atașat. După ce am îndepărtat membrane, acum retina e suficient de mobilă. Vedeți că aici e vorba de o ruptură de mari dimensiuni. Și fac aici o mică paranteză. Repet, dacă n-aș fi îndepărtat aceste tracțiuni în periferie și aș fi făcut schimbul cu aer, tracțiunile ar fi putut, sub presiunea aerului, să rupă retina în periferie. Am pățit lucrul ăsta mai de mult, mă rog, foarte de mult. Deci aici e de clinical judgment, cât trebuie să îndepărtez tracțiunea, astfel încât retina să se poată atașa, să stea la locul ei. Și vedeți că stă bine, e un pic cutat aici, dar în general arată bine, sub aer, efectul la final. Ne aspirăm un pic din lichidul de aici, de sub retină și probabil și din centru, deasupra nervului. De obicei, de multă vreme folosesc doar vitreotomul pentru aspirația aceasta. Laser la în jurul rupturii. Repet, și în jurul rupturii de aici. După care mai aspirăm o dată lichidul subretinian ce se acumulează în polul posterior deasupra nervului și urmează injectarea de silicon.
Și dacă tot am terminat operația, așa arăta în prima zi, absolut spectaculos, dar o operație foarte corect făcută, după părerea, pentru o condiție relativ avansată. Deci vă mai dau câteva exemple. Vitreoretinopatie proliferativă. Într-un stadiu mult mai avansat, vedeți membrane care tracționează retina, se numește dezlipire, tunel aproape închis, nu se vede nervul optic la început, îndepărtăm aceste membrane. Sigur, trebuie să găsești planul de clivaj între membrane și retină. Așa, îndepărtăm aceste membrane, începem să vedem retina, fundul de ochi, îndepărtăm tracțiunea de aici. În această situație, retina este foarte contractată și fără retinotomie 360 de grade ne descurcăm. Aici vedeți că e mai neclar fundul de ochi pentru că a sângerat un pic. Am îndepărtat și membrana de sub retina. După retinotomie, vedeți cam ce retina mai rămâne în polul posterior. Și cu ajutorul fibrei cu lumină și a vitreotomului avem ceva retină aplicată în polul posterior și injectăm silicon după schimbul lichid aer. Asta e condiția la final. E ce s-a putut obține deocamdată. Aici e alt caz, un traumatism în care e o decolare retiniană totală, tunel închis, vedeți, retina e aici undeva în tunel închis, aici. Ce am excizat mai devreme a fost o urmă de o membrană, aici. Așa trebuie făcut, trebuie să găsim... Să încercăm să deschidem tunelul, să găsim membranele care tracționează retina și care au contractat-o în tunel închis. Sigur, e nevoie de ceva experiență, dar o să vedeți că se poate face. Trebuie îndepărtate aceste membrane și dacă retina nu mai are membrane nici pe suprafață și nici sub retină, se poate obține reatașarea retinei. Injectăm aici o boie de perfluorocarbon și pare că tunelul începe să se deschidă, astfel încât continuăm aici retinotomia din nazal superior temporal. Relativ periferic, iar și o urmă după o hemoragie sub retină. Din nou mai sângerează un pic. Sunt mai multe manevre aici, iar e pe repede înainte, dar mai multe manevre făcute. Am aspirat sângele. Bun, și acum vedeți, am reușit să atașăm retina sub perfluorocarbon. Sunt manevre de manevrare. Aici e pensa, aici e un rest de membrană. Retina începe să fie ok. Vedeți, aici ne orientăm după culoarea galbenă a macului, care e undeva în zona asta, spre ora 12. Deci trebuie rotată retina, astfel încât
să ajungem cu macula relativ mai orizontal, lucru pe care putem face. Aici un or de ajutor e acel celebru instrument Tano, Diamond Scraper, un instrument cu vârf de diamant. E foarte util, dar după cum vedeți, cu grijă se pot face și cu pensa sau cu vitreotomul. Am reușit să atașăm retina, am rotat-o la locul ei, se practică 2-3 rânduri de fotocoagulare laser la marginea retinotomiei, deci de jur împrejur, schimb lichid aer. Aici, unul din secrete când retina stă atașată este să aspir bine lichidul în periferie și dacă nu mai e lichid în ochi, atunci nu există lichid care să se ducă sub retină și să dea ce se numește slippage, adică dacă mai rămâne lichid sub retină, retina are tendință să se ducă spre polul posterior. Dacă nu mai e lichid, stă la locul ei. Și vedeți, aceasta este condiția la final, adică de unde am pornit, am atașat retina bine. În prima zi postoperator și la o lună, vedere, percepe mișcarea mâinii. Un traumatism îngrozitor de la noi, de la spital, așa arăta la început, imediat după traumatism, a căzut în ceva colț de la baie sau așa. Aceasta, de aici am pornit, în oftalmus, ecografic, nu știam exact ce e în spate, sânge. La prima operație am reușit câte ceva, o să vedeți. Aici nu durează mult asta, dar o să începem să vedem fundul de ochi imediat. Sânge, aspirăm sângele din polul anterior. În spate sânge, aspirăm la fel sângele, la fel dezlipire în tunel închis. Tunel închis, dar începe să se vadă polul posterior. Sunt membrane aici. La această operație am încercat să găsim membranele, să le îndepărtăm, să încercăm să deschidem tunelul și pot să spun că n-am prea reușit. Așa că am făcut aici schimbul cu aer. Este, aici este condensare pe lentilă. Totdeauna trebuie să recunoști care e problema care nu-ți permite să vezi. Deci a fost o primă operație la care am obținut puțin. Bun. Și așa că după ceva timp, sigur, putea să fie și ultima operație. Aici, vedeți, s-au mai liniștit lucrurile, că inițial am plecat de la un hemoptalmus la care nu știam ce găsim în polul posterior. Se vede că retina e undeva în polul posterior, dar nu în poziția anatomică. Mai găsim niște membrane sub retină, vedeți o membrană mare aici.
Încă în asigurătine pe aici, pe undeva. Prima operație a fost relativ lungă, dacă ține bine minte, deci m-am oprit la un dat când am considerat că vizibilitatea nu e suficient de bună să putem face, să ajungem la capăt. Aici, la reintervenție, am reușit să găsim membrane pe suprafața retinei și sub ea. Am reușit și după injectarea de tercorocarbon să reatașăm retina. Vedeți aici pigmentul xantofil, aici e macula. Acționând un pic superior, am reușit să atașăm retina în macula. Sigur, e un ochi microftalm cu edem coroidian, dar acum deja retina stă la locul ei. Atât de bine încât avem și reacții de laser. Aveți o întrebare? Practică fotocoagulare. La marginea retinotomiei, schimb lichid aer. Aspirăm acum ochii plini cu aer și retina e atașată și acum injectăm silicon. Aveți o întrebare pe chat? Cred că și aici filmul era cu o viteză de două ori mai mare decât normal de fapt se vede. Și are o condiție, să zicem, stabilă față de ultima dată. E și un fel de vedere de tip mișcarea mâinii sau... Și așa arăta în prima zi, după operații, după a doua operație. Bine, am terminat. Ia ziceți. Deci dezlipirea de la simplu la complex. Mai complex de atât înseamnă keratotomie, keratoproteză temporară. Da? Ați dat mute la calculator cu totul. Ce-am făcut? Ați dat mute la calculator cu totul. Când? La primul filmuleț. Nu am... Nu le mai auziți. Stai să văd. Așa, acum ne auziți? Da. Apoi, nu ne-ați auzit de când ați dat mute prima oară la filmuleț? Ia. Aoleu. E ok, n-au fost foarte multe întrebări, doar una anume. Vă întreba Bogdana... Păi nu, dar stai un pic, am dat mut... Nu, și la filme nu s-au, n-au fost comentarii sau cum? Ba da, noi v-am auzit, asta nu ne auzeați. În special pe mine, că eu eram singurul care vorbea. Am dat pe ăsta când aveam sonor pe... Știu, am văzut că aveați muzică pe fundal și ați vrut să opriți, dar... Am schimbat. Gata, ok. Bun, gata, ascult, scuze. O întrebare la maintainerul de camera anterioară pe post de infuzie în dezlipirile în tunel închis. Da, care e problema? Dacă e destul lichid? Da, dacă ați folosit maintainerul în loc de infuzie posterioară pentru acest tip de dezlipire. Da, păi principiul este să intre suficient de mult lichid pe o infuzie. Că e în pars plana sau că e în polul anterior. De obicei folosesc infuzia în polul anterior, cum a fost aici, că nu mai știm, are cristalin, nu are cristalin, îl extragem, nu îl extragem, pentru că ești sigur că ai infuzie în interiorul globului ocular. Nu totdeauna, mai ales cum a fost aici, nu totdeauna îți vezi infuzia.
Și atunci, cel mai sigur mod este să plasezi maintainer. Dacă la un dat se eliberează suficient de bine vizibilitatea, e suficient de bună, atunci poți să plasezi și canulă. Acum, între noi fie vorba, maintainer are debit mai mare decât canula. Nu că ne-ar trebui, că până la urmă dacă lucrezi pe 25G, debitul este suficient. În general folosesc maintainerul atunci când mi se pare un pic riscant că pot să nu văd canula. Și cea mai mare problemă este să plasez canula sub retină sau și sub coroidă. Am văzut acum niște semnale asta cu coroida, mi s-au părut foarte interesant. Atenție la plasatul gazului sub coroidă, că pot să apară descris și ar trebui știut chiar și embolii gazoase care se ducă la deces de la gaz trimis în coroidă. Uitați-vă un pic, am văzut un semnal relativ recent, eu n-am auzit de asta până acum, dar ci că e descris. Deci trebuie să fii foarte atent că e canula unde trebuie, în interiorul globului ocular, care are acces la cavitatea vitreană, da? Da, mai am eu o întrebare în mijlocul unei operații. Da. Era o dializă și vă întrebam ce se întâmplă dacă intră PFC-ul sub retină. Da, nu e bine să intre. În principiu este așa. Nu e bine să... Deci, în situația cu dializa, nu e bine să injectezi pe fluorocarbon peste marginea rupturii, sau în orice caz e bine să nu ai tracțiuni la nivelul rupturii. Dacă nu ai tracțiuni la nivelul rupturii, perfluorocarbonul nu traversează retina. Nu trece sub retină decât dacă cineva menține tracțiune la nivelul marginii rupturii. Deci dacă ești atent să eliberezi tracțiunea și să nu ajungă perfluorul la marginea rupturii, nu intră sub retină. Acum, nu același lucru se întâmplă când ai retinotomie 360 de grade. Când acolo nu mai e nicio problemă că perfluorocarbonul se duce sub retină, pentru că îl vezi, îl aspiri și după aia îl mai pui odată. Se duce de obicei sub retină la fel la retinotomie 360 de grade dacă n-ai îndepărtat toate tracțiunile. Dacă le-ai îndepărtat, atunci n-ar trebui să se ducă sub retină, ci să vedeți exact efectul pe care l-ați văzut. Injectez perfluorocarbon, el stă peste retină și o întinde. Când rămân tracțiuni, înseamnă că se duce perfluorocarbonul. De fapt, e invers. Vezi că perfluorocarbonul nu întinde retina, înseamnă că, în principiu, mai sunt undeva tracțiuni, trebuie să le cauți, să le găsești, să le îndepărtezi. Și uneori, când nu merge cu perfluorocarbon, că se poate întâmpla să fie nu doar membrane, ci o retină care efectiv stă contractată, atunci, uneori, poți să faci schimb cu gaz, să lași retina în polul posterior cât se poate și după aceea să vezi dacă poți să mai îndrepți retina atunci sau altă dată sau să mai injectezi perfluorocarbon. Dar astea sunt situații relativ extreme. Ce m-am arătat în ultimele operații sunt realmente la limită, dar mă rog, par la limită, adică au rămas foarte surprinși câțiva dintre oftalmologii în Belgrad că putem atașa orice. Dar cei care știu să facă, știu că pot să facă. Așa era și doctorul Clas acolo, deci știu cine poate să facă. Deci, în principiu, atașăm cam orice retină. Nu mă întrebați ce rezultate sunt. Anatomic, oricum, e mai bine decât fără. Faptul că păstrează simțul de lumină mai bine decât fără, bănuiala mea e că scade și riscul de oftalmie simpatică, semnificativ, cu ochii mei aproape de normal. Deci, sunt câteva beneficii. Nu e doar așa că uite ce am putut să facem, dar ce vede. Discuția asta e veche, eu n-aș mai intra în ea. Știm cum arată dacă nu faci. Crește riscul de oftalmie simpatică, crește riscul de atrofie, confortul mai prost, e un ochi cu care pacientul de obicei se chinuie, s-ar putea să ajungă la proteză și expresia pe care o preiau de la domn profesor Pop e mai bine un ochi cald decât o proteză rece. Pot să vă întreb ceva? Da. Am văzut intervenții la care chirurgii nu foloseau perfluorocarbon și făceau retinotomie la sfârșit.
undeva în apropierea polului posterior. Retinotomie sau o gaură în retină? O gaură, așa, o gaură. Și drenau pe acolo. Da. Ce părere aveți? Proastă. Dar vă spun de ce. E o părere bună dacă n-ai perfluorocarbon. Pentru că e mai bine dacă n-ai. Acolo însă sunt posibile probleme. Una din posibile probleme este cuta retiniană. Pentru că de obicei se drenează undeva supronazal și de obicei mai rămâne ceva lichid. Dacă nu drenezi suficient de bine și retina nu stă suficient de bine atașată la perete, lichidul care e sub retină se va resorbi sub gaz și există un risc, repet, mai mare să obții o cută retiniană, care uneori trece și pe fovee, nu numai pe maculă. Deci, după aceste manevre, am văzut mai frecvent aceste cute retiniene. Mai frecvent nu înseamnă la fiecare operație, dar după această variantă am văzut mai frecvent. Eu, din ce mi-aduc aminte, am văzut la operațiile mele o singură dată am făcut o cută și foarte probabil motivul pentru care s-a întâmplat asta a fost nu că n-am drenat bine, ci pentru că a rămas ochiul foarte hipoton la finalul operației și atunci fiind cu, să zic, 40% gaz imediat, au fost probabil un fel de cute până s-a refăcut tonusul globului ocular, retina a rămas cutată și a făcut o cută în centru. Deci, varianta aia este bună dacă n-ai perfluorocarbon, pentru că măcar atașezi retina. Și rezolvi, când reușești să obții câte o cută în retină, trebuie să o mai rezolvi și pe aia, deci probabil că ai un 1, 2, 3, 5% reintervenții pentru cute. Altfel, e o variantă relativ bună și se folosește. Mulțumesc. Laserul sub ser sau sub aer? Laserul nu poți să-l faci sub ser, doar sub perfloro. Întrebarea e dacă îl faci sub perfloro sau sub aer, da? Pentru nu, că dacă chiar sub ser. Am văzut chirurgi care aplică endolaserul sau preferă să-l aplice sub ser. Păi, sub ser numai dacă retina atașată. Da. Dacă retina dezlipită, nu ține. Dacă retina atașată, atunci e pentru, mă rog, mai degrabă diabet sau în zone în care retina atașată și pune laser. Am arătat în primul film, la ruptura din retina atașată, am pus și eu laser sub ser. Pentru că e cel mai simplu. Dar la capitolul decolarea retiniană, laserul poți să-l pui doar pe retina atașată. Și atașată stă sau sub perfloro sau sub gaz. Sub ser nu stă atașată. Decât dacă e inițial atașată și nu s-a dezlipit. Ai altă discuție. Ok, am înțeles. Deci, poți să ai reacții de laser doar când retina este în contact cu epiteliul pigmentar. Principiul fiind destul de clar, energia laserului e captată de pigmenți, cum ar fi melanină sau hemoglobină, și de acolo arsura poate să ajungă și la nivelul retinei să dea un edem. Și atunci ai reacție de laser după ce energia laserului e captată de epiteliu pigmentar. De-aia uneori, de exemplu, dacă ai albinism, și asta e o condiție super proastă, sau un epiteliu pigmentar foarte decolorat, risc să n-ai reacție de laser și să trebuiască să folosești silicon ca tamponament în loc de gaz, pentru că n-ai reacție de laser, pentru că e un epiteliu pigmentar foarte, foarte decolorat. Sunt cazuri rare, dar dacă n-ai epiteliu pigmentar, nici laserul nu are efect la nivelul retinei. Și atunci, doar dacă retina stă în contact cu epiteliu pigmentar, ai șanse să obții un grad de edem în retina aia, semn că se va forma acolo posibil o cicatrice corioretiniană. De fapt, mă rog, dintre epiteliu pigmentar și coroidă și retina, da. De-aia spun, dacă laserul e pus sub ser, e pus doar pe retina atașată. Și dacă e să mă întreb, sigur, prefer să-l pui sub ser. De ce? Pentru că șansele să păstrezi fibra de laser,
cum e cazul nostru, că de fapt aș spune așa, am văzut efectul acesta, sub aer pare să fie un efect de încălzire a fibrei după ce trece lumina de laser în vârf și se strică vârful și se pierde fibra. Deci am văzut inclusiv acest lucru, fibră de laser, câteva mai multe aplicații sub aer și la un dat vezi că nu mai are reacție, pentru că se mătuiește vârful fibrei, pentru că se încălzește foarte tare și se strică dioptrul din capătul fibrei de laser. Deci, ideal este să fie în ser ca să se și răcească. Dacă vreți ca la, nu știu, sculele astea de tăiere sau nu știu ce, la care trimiți un jet de apă să nu se încălzească, să nu se strice discul respectiv. E același principiu. Deci, ideal e să faci sub laser, sub ser, dar asta se poate întâmpla doar dacă retine atașat, altfel n-ai reacție. Da? Bună întrebare și mă bucur că ne-am lămurit la acest aspect. Da? Bine. Alte întrebări? Din moment ce a spus de pacienții cu albinism, puteți să ne spuneți, vă rog, pe larg așa, este vreo particularitate foarte diferită la ei din cauza epitelilor pigmentare? Da, dacă ai nevoie să faci laser, risci să nu poți să ai cicatrici de laser în jurul rupturii pentru că n-au epiteliu pigmentar. Sau mai bine zis, au epiteliu pigmentar, dar n-au pigment și atunci nu are cine să capteze energia laserului. Și să nu poți să atașezi, poți să atașezi retina, dar dacă nu se formează cicatrici în dreptul rupturii, riscul să recidiveze e mare. Okay. Atunci ne gândim la diverse alte variante, dar de aia am spus, la albinism ca la albinism, cred că am întâlnit o singură dată, dar situații de epiteliu pigmentar foarte, foarte decolorat am mai întâlnit. Și acolo acestea sunt emoțiile, adică dacă nu sunt reacții de laser, nu e sigur că rămâne retina atașată, pentru că, iarăși, probabil că e și un epiteliu pigmentar de proastă calitate, probabil, și nu trage bine lichidul de sub retină. Ok, mulțumesc frumos. Uh-huh. Mai aveți niște întrebări pe chat? Hai, mă vezi să vă citesc? Laserul fluoro, dacă sunt mai multe. Ia un pic, unde văd chat-ul? Ia, stai. Ar trebui să fie în mijlocul ecranului, în partea de jos. Ia stai. Bun. Ia stai, dacă dau exit aici. E o singură întrebare, totuși. Se referă la, în contextul în care sunt mai multe rupturi, dacă puneți perfluoro și cele care sunt înglobate în perfluoro, dacă e vreo particularitate a laserului pe ele. În general pun perfluoro sub un pic sub limita centrală a rupturii cele mai centrale. Adică nu am nevoie să pun perfluoro peste ruptură. De obicei obțin acest sandwich între perfluorocarbon din polul posterior și gazul de sus și cu flindelul sau cu vitreotomul aspir lichidul din dreptul rupturii. Ok. Deci nu se întâmplă niciodată să fie perfluoro peste vreo ruptură? Doar la retinotomie 360 de grade din punctul meu de vedere. Okay. Iar acolo iarăși nu ai tracțiune și că acolo principala problemă este asta. Acum, dacă se pune perfluoro peste marginea rupturii, există un oarecare risc, mai ales dacă n-ai eliberat bine tracțiunea, ca o parte din perfluoro să intre prin gaură sub retină. Eu am foarte, foarte puține situații în care am perfluoro sub retină, le număr pe degete, de multe ori după retinotomie 360 de grade, după situații de acest tip cu găuri în periferie, practic nu mi-aduc aminte să fi pățit. Păstrând
indicațiile și atitudinile așa cum vi le-am arătat. Adică îndepărtarea tracțiunii în periferie e importantă și atunci nu se întâmplă ca bula de perforă să intre prin ruptură. Al doilea lucru important este și să ai o singură bulă de perfloro, pentru că poate că ați văzut, dacă ca să obții o singură bulă de perfloro, trebuie să injectezi, când începi să injectezi, să injectezi aproape de retină, aproape de nervul optic, și să, pe măsură ce injectezi, bula să crească. Dacă stai cu acul la distanță, undeva în vitrosul anterior, să spunem, și cad așa picături de perfloro spre fundul de ochi, fiecare picătură care iese din ac rămâne separat până când ele se vor uni. Dar atunci risc să ai multe bule mici. E, dacă sunt multe bule mici, eu de obicei prefer să le aspir și să rămână o singură bulă mare. Dacă sunt mai multe bule mici, atunci iarăși riscul ca una din aceste mici bule să treacă printr-o ruptură există și te poți trezi cu o bulă de perfloro care e sub retină și bineînțeles că cel mai frecvent stă și fix în centru, adică fix în povee. Deci așa se evită. O singură bulă mare și rămas cu nivelul de perfloro sub nivelul rupturii. Ia scris, nu mai să... More. Nu văd unde sunt întrebări, nu mai sunt întrebări, dar văd aici statusul de la asta. Mai sunt întrebări?